Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pregătit un video foarte special, este vorba de taroscopul elementelor pentru weekendul 14-15 noiembrie 2020. După cum v-am obișnuit, în acest taroscop o să ne uităm la fiecare element zodiacal în parte. Asta înseamnă că o să avem o etalare pentru zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, alta pentru zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn, a treia pentru zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător și, nu în ultimul rând, pentru zodiile de apă, rac, scorpion și pești. O să răspundem la întrebarea ce, unde și cu cine pentru acest weekend. Nu uita că aceasta este o etalare generală, prin urmare îți recomand să asculți atât mesajul pentru zodia ta, cât și pentru ascendent și lună. Înainte să începem, vreau să le mulțumesc foarte mult tuturor celor care s-au abonat deja la canal, sunteți cei mai tari, dacă nu te-ai abonat deja, ce mai aștepți? E gratis, nu te costă nimic. Și dacă dai click și pe clopoțel, o să afli de fiecare dată când pun material nou pe canal. Orice like, share, subscribe și comentariu de-a vostru mă ajută foarte mult să întrețin acest canal. Feedback-ul vostru înseamnă foarte mult pentru mine și mă ajută să mă motivez ca să vă dau cât mai mult conținut de calitate și să vă dau cât mai des acest conținut. Urmărește-mă și pe Facebook sau Instagram, unde pun câte o etalare de tarot în fiecare zi. O etalare din 3 cărți în care mă uit la energia zilei pentru dragoste, pentru sănătate și pentru bani, carieră, finanțe. Și acum, hai să începem! Și asta este o etalare generală. Este foarte important să iei din ea doar ceea ce se aplică pentru tine, să ții minte că eu nu prezic viitorul. Viitorul este în mâinile tale. Eu doar interpretez potențialul energetic pentru acest weekend, astfel încât să îți dau o hartă și tu să poți să iei decizii informate. Pentru că, la urma urmei, informația este putere și eu consider că acesta este cel mai de preț dar pe care pot să vi-l dau tuturor. Indiferent dacă urmărești această etalare pentru tine, pentru partener, parteneră, pentru un membru al familiei sau pentru prieteni, este foarte important să ținem minte că noi aici nu judecăm pe nimeni. Fiecare dintre noi are traiectoria proprie și personală în această viață și nu e dreptul și nici responsabilitatea noastră să-i judecăm pe cei din jur. Noi nu dorim răul nimănui și nu o să folosim informațiile pe care le aflăm în aceste etalări în scopuri malefice. Noi suntem aici o comunitate care ne susținem, creștem împreună și evoluăm în toate planurile, atât spiritual, cât și emoțional, mental și, nu în ultimul rând, fizic. Toate mesajele pe care eu le extrag sunt pentru adevăr, echilibru și pace. Și acum hai să vedem ce, unde și cu cine pentru zodiile de foc, berbec, leu și săgetător în weekendul 14-15 noiembrie. Hai să vedem ce. Magicianul, unde? Regele de săbii, cu cine? Împăratul, wow! Wow, wow, wow! Numai cărți importante pentru zodiile de foc în acest weekend. Ce puteți să faceți în acest weekend? Orice vreți voi. Magicianul este acea carte care ne arată că avem foarte mult potențial și că acolo unde ne canalizăm energiile, intențiile, emoțiile, gândurile și acțiunile, lucrurile se aranjează cumva de la sine și ni se îndeplinesc chiar și cele mai excentrice sau ieșite din comun dorințe și visele noastre. Dar pentru asta, magicianul trebuie să-și folosească toate uneltele pe care le are la dispoziție. Și care sunt aceste unelte? Păi sunt cele 4 categorii de cărți. Sunt săbile, adică gândurile și vorbele voastre, bâtele, adică pasiunea, creativitatea și forța voastră creatoare, da? Forța voastră de a acționa, cupele, emoțiile, sentimentele, discursul vostru interior
și nu în ultimul rând, monedele. Lucrurile tangibile, fizice, care pot să vă susțină în obținerea țelurilor voastre, dar și rezultatele muncii voastre, da? Trebuie să vă aliniați în acest weekend gândurile, vorbele, emoțiile, acțiunile, sentimentele, discursul interior și faptele pe care le faceți și nimic nu va fi imposibil pentru voi. Este un weekend foarte bun pentru manifestare, pentru a realiza orice plan. Cu cât mai îndrăzneți, cu atât mai bine, pentru că aveți uneltele la dispoziția voastră. Mare atenție pentru acei berbeci, lei sau săgetători, care în acest weekend vreți să vă folosiți toată această putere care o aveți la dispoziție, toată această energie de care dispuneți în acest weekend în scopuri malefice, ca să faceți rău cuiva, ca să păcăliți pe cineva, ca să obțineți voi niște câștiguri în detrimentul altcuiva, o să fiți taxați. Poate nu azi, poate nu mâine, dar în timp o să fiți taxați pentru acțiunile pe care le faceți în acest weekend. Mare atenție să folosiți toată această putere, toată această forță, tot acest potențial energetic în scopuri pozitive. Nu zic că e ok să aveți și voi un câștig, dar nu dacă acest câștig vine pentru voi în detrimentul altcuiva. Nu dacă trebuie să-i faceți rău altcuiva ca vouă să vă fie mai bine. Această carte este o arcană majoră și de aceea vă atrag atenția acum că acțiunile pe care le faceți în acest weekend vor avea repercursiuni pe termen lung. Cel puțin pentru următoarele 22 de luni, dacă nu chiar 22 de ani. Depinde de situația de viață a fiecăruia, n-are cum să se aplice la fel, cu aceeași măsură pentru toată lumea, dar vor fi importante pentru toată lumea. Vor fi niște acțiuni, niște decizii care vor avea repercursiuni pe termen lung. Că sunt pozitive sau negative, depinde de karma fiecăruia și de felul în care fiecare dintre voi decide să folosească această energie. Magicianul mi-arată că orice vă doriți să împliniți în acest weekend are sorți de izbândă, norocul e cumva de partea voastră, dar și voi trebuie să faceți ceva ca să captați acest noroc. Adică, dacă nu profitați de energia asta și doar stați în casă și nu faceți nimic, n-are cum să dea norocul buzna peste voi în casă, că nu așa funcționează lucrurile. Unde puteți să mergeți în acest weekend? Aveți aici regele de săbii. Pentru o parte dintre voi o să fie o călătorie pe distanță medie spre lungă. Nu neapărat o călătorie în afara granițelor țării, dar cu siguranță o călătorie în afara mediului vostru de zi cu zi. O să ieșiți din zona voastră de confort, fie că fizic, mergând în spații pe care nu le cunoașteți, în spații noi, în zone noi, sau având o călătorie mentală în urma cărei aveți ieși mai înțelepți, mai cumpătați și cu o strategie de viitor. Dacă acest rege de săbi este o persoană pe care mergeți să o căutați, persoană foarte cumpătată, foarte înțeleaptă, care vă dă un sfat bun, un sfat care o să vă ajute pe termen lung, mai ales că aici vedem la persoanele pe care le puteți întâlni împăratul. Împăratul este acea persoană care oferă protecție, care oferă ajutor atunci când îi cereți. Acest împărat poate să fie capul familiei, da? Tata, mama, bunicul, bunica, o persoană în vârstă cu autoritate în familia voastră, poate să fie conducător unei instituții, a unei corporații, a unui proiect, un lider de influență, o persoană care se află într-o poziție de autoritate, care are o poziție foarte bine stabilită în ierarhia socială și care dispune și de mijloacele financiare pentru a oferi ajutor celor neajutorați, pentru a oferi suport celor care îi cer asta. Dar împăratul cere ceva în schimb. Este persoana care vă oferă ajutor cu anumite condiții. Nu este genul de energie no strings attached, nu. Așa cum și în istorie, împărații ofereau protecție tuturor celor care le recunoșteau autoritatea și le plăteau anumite taxe și impozite, așa și acest împărat, această persoană care are energia din spatele acestei cărți de tarot, vă va oferi suport cu anumite condiții. Aceste condiții pot fi diverse. Dacă această energie se aplică pentru voi în carieră,
Acest împărat poate să fie o persoană de la o instituție publică sau dintr-o corporație, dintr-o companie care vă oferă un job, vă oferă o colaborare și condițiile sunt clar stipulate acolo în contract. Dacă cereți ajutor de la o persoană din familie, iarăși o să fie niște condiții acolo stipulate pentru ajutorul ăsta pe care vi-l dă. O energie foarte benefică pentru zodiile de foc, sper să nu ratați acest moment, să vă folosiți la maxim de toată puterea asta magică pe care o aveți la îndemână în acest weekend. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi, pentru că pare un weekend plin de întâmplări și cu foarte mare potențial pentru zodiile de foc. Înainte să trecem mai departe, hai să scoatem și o carte de la oracolul The Universe Has Your Back, să vedem unde vă ține universul spatele, unde vă susține și vă ajută în acest weekend. I choose love no matter what. Alegeți dragostea orice ar fi. Alegeți calea sufletului vostru, alegeți lucrurile care vă plac, care vă fac să vă simțiți bine. Orice ar fi, indiferent de ce condiții vă pune acest împărat, nu renunțați la integritatea voastră, nu renunțați la ceea ce vă cere sufletul vostru. Acționați din instinct și asigurați-vă că aveți un plan pe termen lung. Și analizați foarte bine acest plan, asigurați-vă că o să vă puteți ține de el pe termen lung. Energie foarte frumoasă pentru zodiile de foc. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Ne vedem duminică cu taroscopul săptămânii următoare și până atunci în fiecare zi pe Facebook și Instagram cu etalările zilnice. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat. Orice like, share, subscribe și comentariu de-al vostru mă ajută foarte mult. Mă motivează să creez cât mai mult conținut original pentru acest canal, cât mai mult conținut de calitate pentru voi. Și acum, hai să trecem mai departe la zodiile de pământ, Taur, Fecioară și Capricorn. Să vedem mesaje pentru zodiile de pământ pentru weekendul 14-15 noiembrie 2020. Ce puteți să faceți, unde vă puteți afla și cu cine vă puteți întâlni în acest weekend, zodiile de pământ. Eremitul sau pusnicul, diavolul și 10 de monede. Okay, pentru zodiile de pământ se anunță și pentru voi un weekend important. Un weekend în care ceea ce faceți și locurile în care o să fiți în acest weekend o să vă influențeze pe termen lung. Pentru zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, în acest weekend vreți să vă izolați de lume, simțiți nevoia să petreceți timp în singurătate. O energie similară cu cea prin care au trecut zodiile de foc săptămâna trecută. Ați acumulat foarte multe informații, foarte multe cunoștințe, s-au întâmplat foarte multe lucruri pentru voi în acest an și încă trebuie să le procesați, încă nu le-ați procesat pe toate și cumva lucrurile astea vă apasă. Aceeași energie de care v-ați lovit și săptămâna trecută. Ceea ce indică că e un mesaj foarte important aici pentru zodiile de pământ și e foarte important să vă acordați timp să procesați toate aceste evenimente, toate aceste mesaje care au venit către voi în acest an. Aceasta este energia tipică zodiei fecioarelor și mesajul pentru toate zodiile de pământ este să vedeți ce aveți de învățat de la fecioare. E oricum un mesaj foarte pozitiv pentru voi, care vă susține și nevoia asta voastră de a analiza lucrurile, de a le diseca, este pentru că vreți să construiți o fundație solidă pentru ceea ce vă așteaptă de acum înainte. E o energie foarte bună, acordați-vă timpul de care aveți nevoie, fiți puțin egoiști în acest weekend și atunci când aveți nevoie să fiți singuri, spuneți asta, cereți asta, pentru că e pentru binele vostru. Unde puteți să vă aflați în acest weekend? Aici avem diavolul, să nu vă fie de teamă de această carte. Este o arcană majoră care ne indică că o parte dintre voi o să călătoriți pe distanțe foarte lungi,
o să treceți o graniță, că e granița județului, a regiunii, a țării sau chiar a continentului în care vă aflați, depășiți o anumită graniță. Și chiar dacă nu călătoriți în afara granițelor țării, toate zodiile de pământ o să se afle în acest weekend în anumite locuri, situații, poziții în care le apar în față foarte multe tentații. Pentru că această carte asta ne arată de fapt. Faptul că avem foarte multe opțiuni, foarte multe tentații în fața noastră și nu știm pe care să o alegem. Așa că mare atenție la zodiile de pământ, la aceste spații care vă oferă tentații, la aceste situații de viață care vă oferă foarte multe posibilități înaintea voastră. Folosiți-vă de toată înțelepciunea pe care ați acumulat-o până în prezent ca să faceți deciziile corecte pentru voi, bineînțeles. Că o decizie corectă pentru o persoană poate să nu fie decizia corectă pentru o altă persoană, dar e foarte important să vă folosiți de toată această înțelepciune pe care ați acumulat-o, astfel încât să navigați cât mai bine pentru voi această situație de viață care vi se pune în față în acest weekend. Diavolul este de altfel și cartea care în tarot reprezintă Capricornul. În această etalare avem deja Fecioarele, Capricornii și zodiile de pământ în general prin zecele de monede. În acest weekend se cere de la voi să învățați ceva de la celelalte zodii, da? Fie că sunteți Taur, Fecioare sau Capricorn, vi se cere să vă uitați și la ceilalți din jurul vostru. Dacă sunteți Taur, să învățați ceva de la Fecioare și Capricorn, dacă sunteți Fecioare, să învățați ceva de la Taur și Capricorn, iar dacă sunteți Capricorn, să învățați ceva de la Taur și Fecioare. S-ar putea să fie persoane fizice care apar în fața voastră, acest diavol să fie doar un Capricorn pe care mergeți să-l vizitați, să-l căutați. În orice caz, această călătorie, fie că este una fizică, fie că este una intelectuală sau emoțională, va fi o călătorie care vă marchează pe termen lung. Așa cum și aceste lecții de viață pe care acum le disecați și le procesați pe de-a întregul, vor fi niște lucruri care vor rămâne cu voi pe termen lung. Niște lucruri, niște acțiuni, niște locuri de care o să vă amintiți și la 80 de ani. Sunt lucruri cu impact pe termen lung, cu mare impact asupra voastră. Cu cine vă puteți întâlni în acest weekend? Zecele de monede, cu o persoană care vă lasă ceva moștenire. S-ar putea să fie un membru din familie care vă lasă ceva moștenire. Fie că e un lucru fizic, o proprietate, o mașină, niște bijuterii, niște bani, un portofoliu de investiții, ceva. Sau pentru aceia dintre voi care nu o să moștenească ceva în acest weekend, o să primiți un sfat sau anumite informații despre arborele vostru genealogic pe care până acum nu le cunoșteați. Poate unii dintre voi au anumite discuții cu părinții și bunicii voștri astfel încât să vă dați seama care sunt posibilele probleme de sănătate care au fost în trecut în familia voastră. Pentru alții pur și simplu petreceți foarte mult timp în acest sfârșit de săptămână cu persoane mai în vârstă din familia voastră, cu bunici, străbunici și așa mai departe. Se anunță un weekend interesant și pentru zodiile de pământ. Hai să scoatem și un mesaj din oracolul The Universe Has Your Back, să vedem unde vă susține universul, unde vă ține spatele universul weekendul acesta. Atunci când sunteți aliniați cu ceea ce iubiți și cu dragostea universului, pacea voastră nu are cum să fie disturbată de nimeni. Da? De la zodiile de pământ se cere în acest weekend să recunoașteți că universul este unul iubitor, unul pașnic și să fiți în aliniament cu această energie, să faceți o decizie conștientă, să vă aliniați constant cu această energie. Frecvența acestei energii, frecvența iubirii universale este unică, doar că noi oamenii avem un parcurs prin viață, un traseu prin viață și așa cum atunci când mergi cu mașina în anumite locuri pierzi frecvența radioului, așa și voi trebuie să constant să vă ajustați frecvența astfel încât să fiți tot timpul aliniați cu dragostea universului, cu pacea universului. Și dacă faceți această decizie conștientă ca tot timpul să vă ajustați frecvența, nimeni n-are cum să vă
distrugă bunăstarea, pentru că sunteți în control asupra emoțiilor voastre, asupra sentimentelor voastre, asupra energiei voastre. Și atunci când voi aveți o stare superioară energetică, oamenii cu o stare energetică inferioară n-au cum să se apropie de voi, pentru că îi respingeți ca doi magneți cu aceeași polaritate. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram sau Facebook, unde postez în fiecare zi. Ne vedem duminică cu taroscopul săptămânii următoare și până atunci nu uitați să dați un like, share, subscribe la această pagină, pentru că susținerea voastră mă ajută foarte mult, mă motivează să creez cât mai mult conținut de calitate pentru voi. Și acum hai să trecem la zodiile de aer, să extragem mesaje pentru zodiile de aer, pentru gemeni, balanțe și vărsători pentru weekendul 14-15 noiembrie 2020. Ce puteți să faceți, unde puteți să fiți și cu cine vă puteți întâlni în acest weekend. Nouăle de săbi, cavalerul de cupe și patru de cupe. De ce am impresia că am mai trecut prin această etalare cu voi? Cred că acest nouă de săbi a apărut în această poziție și săptămâna trecută. Văd aici ceva peste care încă n-ați reușit să treceți, încă sunteți blocați mental într-o situație, într-o conversație, în ceva ce s-a întâmplat și nu reușiți să vă deblocați din energia asta. Nouăle de săbi este o carte de coșmar și am impresia că pentru gemeni, balanțe și vărsători, vi se pare că sunteți blocați într-un coșmar din care nu vă puteți trezi nici cum orice ați face, parcă nu vă treziți din coșmarul ăsta. Și în acest weekend aveți aici pe locația în care vă veți afla, aveți o carte foarte pozitivă care e posibil să vă ajute să vă deblocați din acest ciclu negativ care se tot repetă, da? Din aceste gânduri negative care vă tot macină și vă tot macină și nu vă lasă să vă odihniți și nu puteți să dormiți. Poate unii dintre voi la propriu suferiți de coșmaruri, de insomnii în această perioadă. Pentru alții s-ar putea să fie doar un coșmar metaforic, dar o situație de viață în care vă aflați și care pare să nu se mai termine, pare să nu aibă nici cum o rezolvare pozitivă. Hai să vedem unde vă puteți afla în acest weekend. În această poziție avem cavalerul de cupe, puteți să călătoriți pe distanță medie, să ieșiți puțin din zona voastră de confort, dar din spațiile cu care sunteți obișnuiți și pe care le tranzitați și traversați zilnic și să ajungeți într-un spațiu, într-o zonă, o regiune care vă redă cumva speranța pentru un nou început emoțional sau sentimental. Pentru cei care sunteți singuri, în acest weekend s-ar putea să călătoriți ca să vă întâlniți cu un potențial partener sau parteneră. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, o să faceți o călătorie scurtă cu partenerul, partenera de viață. În orice caz, o să ajungeți într-un loc foarte romantic, care arată foarte frumos, care arată ca din basme, ca din povești. Bine, e clar că și peisajul ăsta de toamnă ajută, dar puteți să ajungeți în spații care au un iz foarte romantic. Dar nu va fi un spațiu în care o să stați mult timp, pentru că acest cavaler de cupe are în spatele lui și semnificația de viteză, dar o să fie așa un du-te-vino, o să fiți pe viteză în weekendul ăsta și din păcate nu apucați să vă bucurați foarte mult timp de locul ăsta frumos, de frumusețea naturii sau de potențialul romantic al locului în care vă aflați. Parte dintre voi s-ar putea să fiți undeva în apropierea unei ape curgătoare, o apă care se mișcă cu rapiditate și atunci mă duce cu gândul către o apă de munte, către un izvor de munte sau o zonă cu cascade. Și o mică categorie dintre voi s-ar putea să mergeți să vizitați ceva spații legate fie de raliuri, de show-uri aviatice, de, nu știu, poate un muzeu al aviației sau un muzeu al automobilelor, ceva legat de călătorii foarte rapide sau călătorii pe calea aerului. Cu cine vă puteți întâlni în acest weekend? Cu o persoană care trece printr-un fel de depresie,
care trece printr-un moment foarte prost, printr-un moment foarte negativist și care nu e capabilă să vadă toate părțile pozitive sau toate aspectele pozitive din viața sa, pentru că își canalizează toată energia și toată atenția asupra acelor lucruri care nu au ieșit așa cum era plănuit. Din păcate, aceste două energii se suprapun foarte bine una peste alta și există pentru zodiile de aer, pentru gemeni, balanțe și vărsători, marele risc săptămâna aceasta ca starea voastră negativă împreună cu starea negativă a acestei persoane cu care vă întâlniți să se amplifice una pe alta și să vă adâncească mai mult în această spirală negativă. Dar este în puterea voastră să schimbați aceste lucruri. Pentru că eu acum vă explic care este potențialul weekendului, care este potențialul acestor zile, astfel încât voi să puteți să luați niște decizii informate. Și atunci când vă vedeți blocați iarăși în gânduri negative, în amintiri triste, în ciclul ăsta de a diseca pe toate fețele aceeași situație, puteți să luați decizia să vă opriți. Nu dați apă la moară acestor gânduri. Uitați-vă cât de frumos e afară. Uitați-vă cât de frumoasă e toată lumea din jurul vostru. Și luați această persoană ca pe exemplu de așa nu. Luați aminte la această persoană și gândiți-vă, oare eu vreau să ajung aici? Pentru că dacă continuați cu aceste acțiuni și aceste activități destructive, la final o să ajungeți și voi ca această persoană care tot se plânge, e nemulțumită din orice, nimic nu e suficient de bine, nimic nu e ok și care ratează o mare șansă de la univers, pentru că e atât de canalizată pe acele lucruri care n-au ieșit cum și-a dorit, încât nu vede această ofertă pe care universul îi aduce în față. Și la fel s-ar putea ca și voi weekendul ăsta să fiți atât de prinși în propriile gânduri, încât să nu vedeți această ofertă care se afișează din senin, din neant, din neașteptat în fața voastră. Și atunci voi riscați să ajungeți să fiți acest 4 de cupe, această persoană care își face rău cu mâna ei. Foarte interesant și pentru zodiile de aer. Vă rog să-mi lăsați în comentarii cum se aplică această energie pentru voi și ce ați făcut ca să evitați toată această situație negativă, pentru că puteți să o evitați, dar viitorul nu este bătut în cuie. Ăsta e doar un potențial viitor. Viitorul vi-l faceți voi prin acțiunile voastre, prin gândurile voastre, prin vorbele voastre, prin felul în care sunteți în fiecare zi. Hai să vedem un mesaj de la cărțile Oracle de Universe Has Your Back, să vedem unde vă susține universul în weekendul ăsta, unde vă ajută. Un mesaj foarte frumos pentru zodiile de aer. În fiecare moment, în fiecare clipă, universul conspiră ca să vă aducă mai aproape de energia iubirii și de o stare mentală favorabilă pentru voi. Da, universul știe că la voi totul începe din mental, totul începe din felul în care gândiți, din felul în care vă vorbiți singur, din felul în care purtați acest dialog interior și încearcă să vă ajute, vă dă acest cavaler de cupe, această energie fresh, nouă, care vine cu o ofertă către voi. Fiți foarte atenți unde ajungeți în weekendul acesta, pentru că s-ar putea să întâlniți și niște oameni foarte mișto care să vă scoată foarte ușor din această energie, dar s-ar putea să întâlniți în același timp și niște oameni foarte negativiști. Atenție să nu fiți voi acest patrul de cupe, da? Să nu decădeți voi la situația asta, weekendul acesta. Foarte interesant, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Ne vedem duminică cu taroscopul săptămânii următoare, în fiecare zi pe Instagram și Facebook, cu câte o etalare de tarot generală. Mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat, chiar mă ajută foarte mult orice like, share, subscribe și comentariu de-al vostru, pentru că mă motivează să creez cât mai mult conținut pentru voi. Dacă nu te-ai abonat încă, ce mai aștepți? E gratis, nu te costă nimic și dacă apeși și pe clopoțel, o să afli de fiecare dată când pun conținut nou pe canal. Și acum, hai să trecem la zodiile de apă, rac, scorpion și pești. Mesaje pentru zodiile de apă.
pentru weekendul 14-15 noiembrie 2020. Ce puteți să faceți în acest weekend, unde puteți să vă aflați și cu cine? Hai să vedem. 10 de cupe, 3 de săbi, asul de monede. Ok, pentru zodiile de apă, pentru raci, scorpioni și pești. În acest weekend puteți să petreceți niște clipe foarte frumoase în familie. Poate o să vă întâlniți cu niște membri ai familiei pe care nu i-ați mai văzut de mult. S-ar putea să vină cineva în vizită la voi sau voi să mergeți în vizită la rude sau la prieteni. Să petreceți niște momente foarte frumoase cu rude, prieteni foarte apropiați. De aici mă refer la cercul vostru cel mai intim de prieteni. Nu o să fie un eveniment foarte special, ceva ieșit din comun, dar pur și simplu timpul ăsta petrecut împreună vă dă o stare de pace, de bine, de calm, vă simțiți protejați, știți că aveți un întreg sistem de suport în spatele vostru și lucrul ăsta vă face să vă simțiți foarte bine. Pentru o mică parte dintre voi, în acest weekend o să vă reuniți familia ca să oficializați într-un fel minor relația voastră, fie că vă mutați împreună sau vă logodiți, dar nu e un eveniment major ca o nuntă, un botez. E un eveniment mai minor, mai restrâns, dar totuși e un motiv de bucurie pentru voi și pentru familia voastră și aici văd cumva membrii din ambele părți de familie, și din familia ta și din familia lui, care se reunesc și creează împreună această sinergie. Pentru cei care sunteți singuri, o să petreceți momente foarte plăcute în familie sau cu prietenii foarte apropiați. Pare weekendul perfect din punctul ăsta de vedere. Hai să vedem unde puteți să fiți în acest weekend. Aici avem treiul de săbi. Dacă e vorba de călătorie, e o călătorie pe distanță scurtă. În interiorul orașului vostru, al localității voastre, în zone care vă sunt cunoscute, dar ajungeți cumva în spații în care fie ați avut o experiență foarte neplăcută care v-a marcat și care încă vă deranjează. Nu știu, poate treceți printr-o zonă a orașului în care în trecut ați fost tâlhăriți, vi s-a furat geanta și ați rămas fără acte, fără telefon, fără bani. Sau treceți pe lângă restaurantul în care în urmă cu ceva timp ați fost părăsiți de partener sau parteneră, sau ajungeți la intersecția în care ați avut un accident de mașină în urmă cu ceva timp. În orice caz, ajungeți într-un spațiu în care cu ceva timp în urmă, nu foarte mult timp, dar cu ceva timp în urmă s-a întâmplat ceva ce v-a marcat într-un fel negativ. N-a fost o experiență foarte nasoală, dar a fost suficient de rea încât să vă marcheze și să vă creeze neplăcere. Și cumva acum o să asociați mereu locul respectiv cu această neplăcere, cu această durere, această tristețe care v-a fost provocată acolo. Pe cine puteți să întâlniți în acest weekend? În această poziție aveți asul de monede. Puteți să întâlniți o persoană care vă oferă un parteneriat de afaceri sau care vă dă o idee pe baza căreia voi o să puteți să începeți un proiect, o afacere care să vă aducă foarte multă stabilitate financiară. Unii dintre voi s-ar putea să întâlnească o persoană care vă spune de un fond de investiții din care puteți să câștigați foarte mulți bani pe termen lung. În orice caz, această prosperitate o să dureze ceva până când se manifestă în viața voastră, dar orice ar fi această nouă idee, nouă afacere, nou proiect care vine către voi în acest weekend sau de care aflați în acest weekend, vă va aduce foarte multă stabilitate și stabilitate pe termen lung, dar nu e genul de câștig din jocuri de noroc sau câștig la loto. Nu, în niciun caz nu e o îmbogățire subită peste noapte. E ceva la care va trebui să depuneți efort pe termen îndelungat, dar și răsplata va fi pe măsură. Și este genul de proiect sau afacere sustenabilă care puteți să o aveți și peste 10-20 de ani și care o să puteți să o lăsați moștenire urmașilor voștri.
Per total, o energie foarte frumoasă pentru zodiile de apă. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Bun, această carte a vrut să sară neapărat. Mesajul din cărțile Oracle, The Universe Has Your Back. Să vedem unde vă susține Universul în acest weekend, unde vă ajută, unde vă ține spatele. Când vă canalizați atenția asupra luminii voastre interioare, sunteți capabili să vedeți lumea prin lentila dragostei, prin ochii dragostei. Mesajul pentru toate zodiile de apă pentru acest weekend este să vă folosiți de această energie pozitivă de susținere pentru voi, să vă folosiți de această persoană care vine către voi cu o idee sau cu o propunere nouă, astfel încât să vă puteți ajusta dialogul interior, setul vostru de gândiri, de idei preconcepute și de credințe intrinseci pe care le aveți în interiorul vostru, astfel încât realitatea voastră să fie una de dragoste, de pace, de armonie. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi toată această energie. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram sau Facebook, acolo pun câte o etalare de tarot generală în fiecare zi. Ne vedem duminică cu taroscopul săptămânii următoare pentru toate zodiile. Până atunci, lăsați-mi un comentariu, dați-mi un like, share, subscribe. Vă mulțumesc tuturor celor care s-au abonat deja la canal. Toată interacțiunea cu voi pe mine mă motivează foarte mult să creez conținut pentru voi, mă ajută foarte mult și susține foarte mult dezvoltarea acestui canal. Vă doresc să aveți un weekend minunat, ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!